Cafeaua de dimineață Te ajută să scapi de greață și îți crește murat. Bună dimineața, oameni buni! Tocmai am terminat cafeaua de băut înainte de emisiune pentru că astăzi vă spun din stat că fac o emisiune care nu mi face deloc plăcere să o fac pentru că sunt obligat, mă obligă domnul Ciolacu, Ciucă și cu toți ai, ai săi, să vorbesc, ai lor să vorbesc despre austeritate. Am rămas crăcănat ascultându-l pe domnul Ciolacu, care precum un covrig înfuriat de Buzău, ne spunea că, domne, chestia asta cu cheșu, zice, este o prostie ce spuneți toți voi. Nu, no, domne, cheșu. Păi noi combatem evaziunea fiscală la ăștia care cumpără la țară, în magazine și apoi pot să cumpere de 5.000 de lei fiecare într-un magazin. Ce atâta probleme cu cash și cu asta? E, vrea să-și cumpere ceva peste 5.000 de lei, înseamnă că are bani, dacă are bani, înseamnă că are card. Dacă are card să-și facă, că dacă nu, nu-și poate cumpăra. Da, asta e, dacă nu trece granița și-și cumpără din Ungaria. Mare brânză. Te duci cumperi din Ungaria, te duci cumperi din Ucraina, că tot e la modă să luăm din Ucraina tot ce vine, bun sau rău, dacă nu mergem în Republica Moldova sau în Republica Maia și ne luăm mai multe lucruri de acolo. Dacă nu, ne-om descurca. Da, trebuie să recunosc că am rămas în admirație totală când am văzut ședința Consiliului Județean prin care consilierii județeni au fost chemați să cânte prohodul la două funcții de consilier de președinte de Consiliul Județean. Și am zis, uite, domne, asta e instituție care se aliniază la austeritate în România. Păi oamenii ăștia din mari, din martie, au gândit ei, bă, hai să facem noi cumva cu austeritatea asta ca să nu ne atingă prea tare. Și au aranjat organigrame. Nu se mai cheamă organigramă la Consiliul de ce mi s-a spus, se cheamă soro, sorogramă sau ceva de genul ăsta. Nu, nu, nu sunt foarte convins că cei care mi-au transmis mi-au transmis corect. Unii au zis că ar fi. Hangană, dar nu mai e, că domnul Hanganu nu mai e la Consiliul Județean, nici pe la de pe ce. Deci, și am zis de la ce ar putea să vină. Hor Hanogramă, mă rog, nu mai contează. Important este că în acest moment avem la Consiliul Județean instituția cea mai austeră din punct de vedere financiar din județ. Acolo să fie foarte clar. Uh, să fie foarte clar că oamenii ăștia au făcut tot ce au putut. Au stat și au băgat picioarele în apă rece, și au băgat picioarele unde și le-au băgat. În noi nu. Da, mă rog. Uh, Și-au băgat picioarele și au reușit să spună că, domne, Consiliul Județean în acest moment este o instituție sănătoasă cu cheltuieli pe plus, adică un plus acolo la bule, și nimeni nu mai poate crăi nimic. Păi nimeni nu mai poate crăi, pentru că, mi se spune, mi se transmite, organijan, organihan. Bă, sunt variante foarte multe, mi se transmit tot felul de mesaje deja, eu nu știu ce aveți oameni buni, până la urmă e vorba de organigrama Consiliului Județean Neamț, forul nostru tutelar, locul în care cu toții așteptăm, din care așteptăm cu toții lumina. Acolo toți suntem sore și frați la Consiliul Județean sau suntem familii. Și pentru că vorbeam de austeritate, vreau să vă arăt Câtă austeritate a fost în anul 2022 în familii? Și astăzi începem cu aș și mai continuăm. Câte una, câte una, câte una, câte una. Că multe familii la Consiliul Județean și multe familii cu putere de decizie. Adică eu centrez, el dă cu capul, eu parez mingea cu, cu crosa, el dă cu pucu și tot așa. Și asta aduc, asta generează venituri în familie. Pentru că nu e așa, trebuie să ai grijă în primul rând de celula de bază a societății. Să nu credeți că celula de bază a societății, spunea parcă Marx sau nu mai știu cine, ar fi, ar fi Consiliul Județean. Nu, este marea familie a Consiliului Județean. Și acum vreau să vă arăt să nu vă speriați, nu e decât un document public, adică nu e nimic a uh, luat de undeva pe surse. Deci un document public care arată cam care au fost în anul 2022 uh, veniturile uh, unei uh, familii legate de Consiliul Județean Neamț. Și cu ajutorul lui Bogdan, dacă o să mă poată ajuta, să. Dar ce se vede jos acolo, că nu înțeleg? Da, o să, o să rog în emisiunea asta să lăsăm. O să continuăm cu comentariile mai încolo. Deci, îmi cer scuze, dar trebuie să arătăm niște lucruri. Deci, dacă puteți vedea aici, o să observați că avem declarația de avere a directorului de marketing de la complexul muzeal Neam, director adjunct, ce -o fi acolo, director adjunct, raport de muncă. Și în anul 2022, domnia sa, și vi le arătăm pe toate pentru ca să vadă mai bine, le-am și scos separat pe un document și le-am mai subliniat. Deci, domnia sa are în anul 2022 prin raporturile de muncă cu și prestate la Complexul Muzeal Neamț, suma de 57.844 de ron. O sumă bine meritată pentru o funcție importantă în zona asta a patrimoniului cultural, care trebuie și promovat. Și pentru a fi promovat, au ales un, un director de marketing care se ocupă de zona asta. Domnia sa mai câștigă acolo încă o sumă. Eu o să încerc să dau pe jumătate de ecran Bogdan asta și după aceea să vedem dacă reușesc să dau și altceva pe jumătate de ecran. Deci să vedem dacă reușim. Asta nu. E un pic mai complicat că sunt prea multe hârtii de urmărit aici acum. Ia să vedem dacă reușim toate aceste e, lucruri. Se pare că ceva, ceva, ceva am reușit. Să nu vă supărați că mai întârziem un pic, da? E necesară această chestiune. Deci, Bogdan, te rog frumos, dacă poți să le pui pe amândouă, A, așa ar pe mine dacă mă pui pe undeva e foarte bine, dacă nu, nu. Deci, domnul Soroceanu, ca director la muzeu, câștigă 57.884 de lei, să completăm, să fie lei, să nu spună lumea că vorbim despre alte monede și a câștigat și bonuri de masă pentru munca prestată, ca cu normă întreagă, de 1450 de lei, deci un total de 59.294 de lei, cred că sunt calculele bine făcute, deci o sumă normală pentru un director, ba chiar ar spune cam micuță, cred că ar fi loc de mai bine acolo dacă ar fi după mine. Dacă aceiași banii câștigă și doamna Director adjunct care se ocupă de uh, expoziții, de creează, gândește, scrie doamna Verzea, doamna doctor Verzea, atunci chiar suma este mică. poate totuși cineva a făcut ajustările necesare. Bun. O să spuneți, domne, trăiește și omul dintr-un salar. Nu, fals. În declarația de avere mai apar încă. Trei rubrici în dreptul domnului Soroceanu. Prima rubrică. Liceul cu program sportiv, strada Dragoș Vodă, numărul 515A, Piatra Neamț. Nu întâmplător, spun strada, pentru că muzeul este pe Bulevardul Eminescu. Bine, acum a fost mai ușor, că au fost construcții și atunci era pe Ștefan cel Mare, probabil, sediu, da? Și era aproape și de Consiliul Județean, era aproape, deci era mai simplu. Deci, pe strada Dragoș Vodă, lângă cimitir, profesor, raport de muncă, 32.829 de lei, vedeți și în partea dreaptă a ecranului unde scrie profesor. Mai preda și la Daniela Cuciuc, pe strada Progresului, numărul 108, în Piatra Neamț. Acum am dau seama de ce s-au creat curalele de mobilitate. Dar e greu, unde să ajungi de la o școală la alta și de la muzeu așa de repede. Și atunci trebuie să ai undă verde. Undă verde la angajare și undă verde la deplasare. E, asta e. Deci, la Daniela Cuciucu, un amărât de, niște amărâți de 8.858 de lei, care se adaugă la salariul de profesor și bonuri de vacanță, dacă omul are normă întreagă trebuie să primească și bonuri de vacanță, nu e așa? Deci, un total de 53.136 de leuți. Asta ar fi ar fi cele două zone de unde domnul Soroceanu, director la Muzeul Florea, a primit bani în total de 100.981 de lei completăm din nou lei ca să nu se creadă că sunt alte sume. O să spuneți, domne, până la urmă ce? Omul are două servicii, dacă poate, poate. Asta zic și eu. Dacă bonurile de vacanță sunt la valoare total 1450 de lei, presupunem că și norma ar trebui să fie întreagă, deși nu cred, s-ar putea să mai... Așa. Oricum, dacă tot e austeritate, vă dați seama Că cei 53.136 de, de lei puteau ajunge la un profesor. Că nu orice profesor își permite să fie și director adjunct la un muzeu, la o instituție subordonată Consiliului Județean, unde soția este secretar general al județului. Bun. Deci să reținem că domnul Soroceanu are 100.000 de lei venit în anul trecut. Doamna Soroceanu, secretara județului, ne închinăm, nu avem ce să discutăm, salariul chiar mi se pare mic, 117.428 de lei, vă dați seama câtă răspundere e să lucrez cu Arsene, să lucrez cu uh, Iona Saftei, să lucrez cu consilierii județeni care habar n-au să fac un proiect de hotărâre. Trebuia să mai dai și sfaturi, să mai urmărești legalitatea tuturor altelor care să poți tu gira faptul că se legal, că se opresc proiecte. Eu nu spun că nu e legal. Spun doar că este o, o chestiune până la urmă de suflet. Tu care ai lucrat la Casa de Asigurări de Sănătate să fie nevoită să blochezi proiecte la spital. Adică, nu le blochezi tu, le-au blocat alți. Dar asta e, adică trebuie să pui că e ilegal și e complicat. Adică, cred că e și o problemă existențială până la urmă acolo. Dar trecem peste asta și mai spunem că doamna Soroceanu primește și ea bonuri de masă sau nu știu de vacanță, cred, ia să vedem să nu greșesc, vouchere de vacanță. Vaucere, am greșit eu. Vaucere, vacanță scriu aici, a? 1450 și cu 1450 ai soțului de două ori. O fi normal să iei bonuri de vacanță de două ori, nu știu, întreb. Probabil că da. Depinde acum. Na, ești cu două servicii, ai la buget, poți avea bonuri de vacanță de două ori. Și atunci ai. 1450 cu 1450, adică 2900 și cu încă 1450, 3900, 4000 și ceva. E, un weekend așa modest se poate rezolva cu această chestie. Să spunem că doamna Soroceanu mai are și o indemnizație, indemnizație de comisie, celebra aia comisie legată de, cum se cheamă? Pe undeva, pe la de ghease, pe ce... Copiii cu, mai contează dacă ne intrăm în amănunte, niște amărâți de 15.895 de lei câștigați anul trecut, ceea ce face ca totalul veniturilor domniei sale să fie de 134.773 de lei. Toate aceste date, repet, sunt pe declarația de avere, adică este un document public. Veniturile familiei se întregesc și nu am vorbit despre asta, dar e legat de două instituții publice, cu veniturile unui dintre băieți, care a câștigat anul trecut 10.108 lei la Camera Deputaților, în calitate de consilier. Chestia asta cu consilierul este o chestie benefică și la Consiliul Județean, probabil tot consilier, nu mai știm ce a fi fost, că na, asta e, 41.766 de lei, adică și el 51.874 de lei, ceea ce îl ridic aproape la nivelul uh, părții de salariu de profesor a tatălui. Până la urmă, te chinui să te faci profesor când poți să te faci consilier de meserie. Da, te fi fraier, da, mă rog. Și acum, totalul veniturilor familiei în anul trecut este de 287.628 de lei. Ceea ce, până la urmă, nu pare să fie deloc rău în România, deși, repet, cel puțin în două locuri, acolo la director adjunct și secretar general al județului, părerea mea e că puteau să fie mult mai mulți bani, pentru că e important, adică sunt funcții importante și avem nevoie de asemenea uh, lucruri. dar Vă rog să nu mai îmi trimiteți mesaje de stabilizatare. Ci că unul, de Halloween trebuia să vă consumați în cărți. Cultura este ceva ce îi îngrozește pe mulți. Am citit asta, știți de ce? Pentru că vorbeam de muzeu, adică, na, adică nu, să nu credeți că nu, nu putem face o legătură între lucruri. Da, revenind, 287.628 de lei pentru o familie care lucrează și este în jurul bugetului, mie mi se pare un venit aproape decent, deși putea să fie mai bun. Deci, ca să spunem așa, are vaca Consiliului Județean lapte de mulți la nivelul salariilor. Da, că acum, încet, încet, vine austeritatea și dacă vine austeritatea, trebuie să ne pregătim. Mulțumesc, Bogdan! Trebuie să ne pregătim. Și unii s-au pregătit. Păi a plecat Arsene, Po, tragedie, la nivelul consilierilor personali. Nimeni nu mai știe astăzi câți au fost. Erau șase posturi, dar au fost zece, au fost 12, au fost 16, au avut jumătate de normă, au avut un sfert de normă, au avut normă întreagă, Dumnezeu mai știe important este că acum legea a fost aplicată drastic și avem numai, numai patru posturi. Asta nu înseamnă că sunt patru personaje care beneficiază. Pot beneficia mai mulți. Cu jumătăți, cum spuneam pe acolo, se aranjează. Important este președintele să fie bine conciliat. Dacă este bine conciliat, atunci lucrurile sunt perfecte. Și pentru asta, de obicei, trebuie să iei oameni cu multă experiență pe segmentul lor de vârstă. Adică, iei o tânără de 19 ani, care o termină liceul sportiv, păi ești în măsură să spui tu ca președinte ce se poate și ce nu se poate în sport. Deci, ai fost conciliat bine și ți s-a spus, bă, ăia de la Ceahlău, habar n-au de la fotbal, bă. Mai dăm la ăia. A, oh, acolo, mergem și ne uităm un pic, mai rugăm pe cineva care se pricepe la juridic să ne spună dacă concordatul, mă parcă am fi la papă, dacă concordatul ăla e sau nu e valabil. Nu -i valabil și nu e valabil, domnești, gata. Hai, dăm deoparte finanțarea. Până la urmă, ce mai contează acolo, niște bănuți? la echipa de fotbal, că dacă ne punem noi familia, îi finanțăm noi pe vreo dulnă de zile două. Familia Consiliului Județean, la ce v-ați gândit? Da, din donații, evident, adică nu... Bun, cum spuneam, unii s-au pregătit pentru, pentru perioada austerității și s-au gândit ei, bă, ce nu am putut să facem noi nu reușesc să deschid un, mi un, uite că am reușit acum, dacă reușesc să-l fac și mai mare, o să vă spun imediat despre ce este vorba, o să punem și pe ecran imediat, dar deocamdată nu. Unii au zis, bă, ia hai să găsim noi alte posibilități ca să ne dezvoltăm plenar în tot ceea ce facem. De exemplu, un fost consilier, domnul Toader Mocanu, dacă nu mă înșel, fost prefect, fost director pe la Consiliul Județean, de la Spitalul Județean de Urgență, scurt, acolo, în pandemie, atât cât să poate fi luat și el în, în, malaxorul justiției pe chestia aia, că probabil n-are nicio treabă, e altceva. Deci, Tader Mocanu, dacă el a fost consilierul domnului Arsene și lucrurile au luat o razna un pic pe acolo, Doamne, s au gândit oamenii ăștia, eu omul ăsta o duce greu, nu are cu, știți cum e, deci o duce greu, A fost prefect, firmă, chestii. Da. Și să vă dau un exemplu. Anul trecut, domnul, domnul Mocanu, avea o pensie amărâtă, poți să pui pe ecran, te rog frumos, Bogdan, că e declarația de avere, e un document public, o pensie amărâtă de 31.404 roni. Vă dați seama, cum să trăiești tu, fost prefect, cu 31.000 de roni. Și atunci, marea familia Consiliului Județean s-a gândit, băi, cum îl putem noi ajuta pe ăsta? Un pic pe domnul acesta, un pic. A zis, Hai să-l luăm la Consiliul Județean. Consilier al și i-au dat acolo un salariu amărât de 73.735, adică mai mult decât dublu pensiei domniei sale, ca să poată să trăiască decent. Adică noi, statul român, habar n-avem să avem grijă de foștii demnitari, care au bine meritat pentru județ. Și dacă s-a văzut că domnul omul ăsta știe și poate, au zis. Bă, de ce n-ar putea să fie și consilier de parlamentar? Și-a luat o indemnizație de parlamentar acolo, la Senatul României, indemnizație parlamentară, nu știu ce înseamnă asta, 24.207 lei. Deci, austeritate, austeritate. Băi, vă dați seama cât de greu e să trăiești cu 31.000 de lei pensie, 24.000 de lei indemnizație și 73.000 de lei salar, eh, raport de muncă, salar cu pensii acumulați, cu indemnizații acumulat la Târgu neam să mai faci și naveta, probabil că au mai decontat și drumul, că așa ar fi fost normal. Adică două încolo de treabă. Deci, greu. Bun. Da, despre alți consilieri mai departe, vreau doar să vă arăt că România, totuși, de departe este o țară care oferă posibilități nelimitate celor care vor să muncească, celor care își doresc să muncească, celor care își doresc să muncească într-un mediu competitiv în care să-și pună la uh, bătaie toate cunoștințele acumulate. Bine, ca să faci asta. Ah, uite, cineva îmi spune că indemnizația de parlamentar, de fapt, este. Uh, indemnizația aia de fost parlamentar, care înseamnă o pensie până la urmă, așa, pe timpul vieții, lângă pensie. Și, na, da, până, te vă spun, merită oamenii. Deci nu, de, de ce... Da, să revin. Deci tinerii care doresc să muncească și au cunoștințe, pot să o facă. Să nu credeți că am spus că au cunoștințe care să-i ajute în meserie. Nu. Au cunoștințe acumulate în timp. Și uitați, uh, rentă de parlamentar. Da, da. Răutate la mesaje, câtă răutate. Rentă de parlamentar. Deci nu se poate, atâta răutate. Deci, revin, poate sunt lăsat. Tinerii care au cunoștințe și vor să muncească pot munci în județul acesta, ca să nu spun în țara aceasta era să spun și în Uniunea Europeană, dar nu cadrează să te duci în Uniunea Europeană decât dacă ești europarlamentar la valoarea care va. Adică sau consilier de europarlamentar. Nu. Ce este, duci pe șantier, o de treabă. Deci, în luna lui martie s-au produs niște lucruri interesante în județul Neamț. Domne, în luna lui martie, pe, te rog frumos, Bogdan, dacă poți să mă ajuți. Deci o altă declarație de avere rectificativă de data aceasta ca să fie tot în regulă. Băiatul doamnei Soroceanu, secretar al județului, este angajat, probabil pe bază de concurs, pe perioadă nedeterminată, cu contract individual de muncă, da, la asociația de dezvoltare introcomunitară protecția animalelor neamți. Acum mă lămuresc și de ce era pe timpul Arsenea Anunțul ăla, în această instituție se poate intra cu animale. Și ne tot uitam noi de ce bine, de companie, să fie clar, adică nu, nu s-a precizat cu două, cu patru picioare, cu șase, cu aripi, cu gheare, dar erau animale de companie. Mi-ar fi plăcut să văd o iguană plimbându-se printre birourile de acolo, dar iguană, iguană, nu iguană cu poreclă. Am avut o iguană cu poreclă în Consiliul Județean. Avea, avea un nume așa mai, mai slav, de ori sorginte slavă. Dar revenim. Deci domnul Soroceanu Mihai este angajat la ADI, Protecția Animalelor Neamț, care are sediu, Na. se întâmplă pe Alexandru cel Bun, 27 Piatra Neamț. Unde o fi asta? Rog să mi se spună Alexandru cel Bun 27, dacă știe cineva unde este. Se duc Consiliul Județean, nu? Păi până la urmă este normal. Nu poți, nu poți să pui piedici uh, unei colaborări intense între, între cunoștințe. Bun, asta pe 21. Dacă vă uitați cu atenție, o să încerc eu să văd dacă reușesc să iau un pic de roșu și să fac aici. Pe 21, da? 23. Adică anul acesta. Pe 23 a 3 -a, 2023, acolo unde am subliniat acum cu roșu, deci la două zile, domnul Soroceanu se angajează contract de muncă la DGASPC Neamț. Strada Alexandru cel Bun, numărul 11, Piatra aproape de Consiliul Județean. Adică să nu fie foarte departe. Na. Deci te-ai angajat la protecția animalelor, parcă logic este duși la DGASPC. Acolo tot protecție, numai că de data asta e socială. De obicei la DGASPC protecția socială este nu numai pentru asistați. Este în special pentru cei care îi asistă pe asistați sau îi conduc pe cei care asistă pe asistați. Dar ideea este că domnul Sorocianu s-a angajat acolo pe 23, mă și ce să vezi, pe 24, po fi fost marți 13, pisica neagră, se suspendă contractul. Nu știu dacă îi suspend, suspendarea înseamnă și încheiere, că nu mă pricep la chestiile astea, dar stau și mă gândesc că această angajare a avut loc în lotul acela celebru de la Dragomirești Vad. Știți, proiectul acela de la Dragomirești în care se duceau niște oameni la muncă, se duceau la muncă, dar n-aveau pentru ce. Și o să spuneți, bă, dar cum i-o plătit pe ăștia, bă? Cum i-au plătit pe ăștia? Păi eu nu vă pot spune, dar ar trebui să vă poate explica doamna Căveși. Că ea e cu fonduri europene, cu din astea, și, și că, ar fi un proiect european acolo. Și proiectul ăla european este pe pregătire, forță, muncă. Și atunci, ăia care s-au angajat acolo, timp de trei ani de zile, au salariu asigurat pe fonduri. Adică Na. Ai, nu ai asistați, ești plătit. Dacă n-ai asistați, te burzuluiești la Consiliul Județean și spui, bă, președinte, de ce n-ai făcut, mă, treaba aia? Băi, secretar al județului, de ce n-ai făcut, mă să vezi dacă e legal ce se întâmplă acolo? Dacă asta te poți burzului, trebuie să ai... Cine să burzuluiască? Ei, în lotul acela în care au fost angajați foarte mulți oameni interesanți, a făcut parte de și domnul Soroceanu și ia că după o zi, i s-a suspendat contractul. O să spuneți, bă, dar el avea deja un contract acolo, omul nu avea nicio problemă. Ei, da, dar când vrei să lucrezi mai mult și mai bine, pe data de 27, adică la trei zile după ce s-a suspendat contractul la DGASPC, și la șase zile după ce s-a angajat la protecția animalelor, se angajează contract individual de muncă la Consiliul Județean Neamț, strada Alexandru Cel Bun, numărul 27, ca și protecția animalelor, la câțiva zeci de metri buni de pe SPC, Alexandru Cel Bun, numărul 11. Acum, să vă spun eu, deci dacă poți, și ai cunoștințe acumulate în timp, pot să faci și asta. Eu îmi scot pălăria pentru asemenea oameni care reușesc să, să se implice în asemenea, atâtea lucruri, în condițiile în care, vă spun, emisiunea aceasta era doar despre austeritate, mulțumesc, Bogdan, despre austeritate austeritate pe care suntem îndemnați să o trecem cu toții cu demnitate, cu carduri în buzunar, fără cash, ca nu cumva, vezi, Doamne, să înflorească mai mult evaziunea fiscală. Acum, sincer, dacă aș avea prilejul să-i să, pun o să adresez, nu să-i pun, că sună deja golăneală, să-i adresez o întrebare domnului Ciolacu, l-aș întreba de ce cash and carry sau cam așa ceva beneficiază de un statut special în legile austerității. Că acolo tot de cash e vorba. Or fi europeni, mai europeni ca noi? Probabil că da. Dar eu propun și altceva, să schimbăm sistema mă rog, nu stema. simbolul ăla al României, unii au zis să punem capul de da, eu, pun, eu propun să punem doar gaura de covrig. Nu covrigul, doar gaura de la covrig. Pentru că suntem în austeritate, oameni buni. Ce să mai discutăm? Cele bune, sănătate. Numai bine să fim sănătoși și iubiți cât se poate.